Militarii se vaccinează separat în cadrul centrului deschis la unitatea militară. Asta au transmis autoritățile locale în ceea ce privește campania de vaccinare. Vaccinarea în rândul militarilor botoșeneni a început de ieri. De asemenea, și cei din Ministerul Afacerilor Interne se vor vaccina după un flux separat creat în cadrul centrului comunitar. Însă, polițiștii, pompierii, jandarmii, polițiștii de frontieră, de penitenciare și cei locali se vor vaccina începând cu ziua de luni. Unitatea militară vor avea propriul lor centru de vaccinare, cei de la unitatea militară. MAPN-ul, care ei sunt separat, care se vaccinează la sediul lor. Iar structurile de MAI și vor avea un flux separat pentru ei. În cadrul centrului la Gheorghe Asache, un flux, adică o cabină, este pentru în care ei vor veni cu personalul lor. Aici. Dar cel pentru Ministerul de Interne funcționează? Va fi funcțional, este pregătit. De luni se va vaccina și din Ministerul de Interne. În mod normal, polițiștii, jandarmii, polițiștii locali, polițiștii de frontieră, pompierii ar fi trebuit să aibă, ca și cei din armată, un centru al lor de vaccinare, însă spațiul unităților nu le permite acest lucru. Singura soluție a fost crearea unui flux separat în cadrul centrului comunitar. Au fost două discuții vis-a-vis de... Sunt județe în care, într-adevăr, există două centri de vaccinare pentru MAI, în speță, și pentru Ministerul Apărării Naționale. La noi nu a existat neapărat disponibilitate la MAI pentru că șefii structurilor au spus că nu au spații pentru a efectua vaccinarea în condiții de siguranță. Și atunci s-a apelat la varianta cu centrele comunitare, cu crearea de fluxuri separate pentru colegii din MAI. Centrele comunitare de imunizare sunt deschise inclusiv sâmbătă și duminica, cu un program de 12 ore, de la 8 dimineața până la ora 8 seara. De asemenea, pentru centrul de la Dorohoi se pot programa persoane care nu sunt domiciliate în cel de-al doilea municipiu al județului.